Nadia le-a purtat noroc gimnastelor. După 12 ani, echipa României va fi la Jocurile Olimpice. Nadia Comăneci le-a susținut pe fete la Mondialul din Belgia. Româncele n-au fost de nota 10, dar au terminat pe locul 10 și s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. În plus, Sabrina Voina a prins finala la sol, iar Ana Bărbosu va lupta în finala de la individual compus. Bravo, Sabri! A fost un concurs cu bune și cu rele, dar mă bucur foarte mult că mi-a ieșit solul și bârna. Am transpirat toată. Am avut emoții pentru că este dificil să le vezi când concurează. România are până acum 60 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice. O echipă frumoasă și curată, e adevărat, mai au de reglat anumite lucruri și au timp până la Olimpiada de la Paris.